vă simțiți din postura de președinte la top pe restul de mandat care a mai rămas în Consiliul Județean? Este o poziție care clar mă onorează, e o poziție de responsabilitate. Nu ar fi prima poziție de responsabilitate pe care o ocup. Am ocupat poziția de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, care a fost un minister pe siguranță națională. Am și un curs post-universitar la Academia de Poliție pe managementul situațiilor de criză. Am o colaborare foarte bună cu reprezentanții instituțiilor de forță în calitate de înlocuitor al președintelui ATOP, pe care am avut-o până astăzi. Sunt onorat că am primit un vot în unanimitate din partea colegilor din cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică și vom încerca în continuare să mergem pe aceeași linie. Primează siguranța cetățeanului, primează respectul față de cetățean și vă asigurăm că noi, în calitate de consilier județean, vom face tot ce este posibil pentru ca cetățenii județului Botoșani să fie în siguranță, exact cum spunea și în alocuția pe care a ținut-o adineori domnul comisar șef Costân, șeful inspectoratului județean de poliție, cum a precizat și domnul Boariu, comandantul inspectoratului județean de jandarmi, cum s-a discutat și în cadrul comisiei, suntem și monitorizăm îndeaproape activitatea, toate evenimentele care se succed în perioada următoare în județul Botoșani. Așa că îmi exprim sincera părere că locuitorii județului Botoșani vor fi în siguranță alături de instituțiile de forță.